Japonezii sunt, în general, oameni care sunt pricepuți la orice și-au propus să facă. De la industria automobilelor, la finanțe, la meșteșuguri, tradiție, la absolut tot. Tehnologie, să nu mai vorbim. Ceea ce vreau să vorbim astăzi este despre o metodă de a gestiona finanțele pur japoneză. Și atenție, este una destul de veche, inventată, culmea, de o femeie. Metoda poartă numele de Kakibu și se bazează în principal pe vizualizarea finanțelor, în a-ți monitoriza efectiv veniturile și cheltuielile. De ce este o metodă bună? În primul rând pentru că trăim într-o lume în care majoritatea cumpărăturilor se fac cu cardul sau telefonul. Este mai simplu, sigur mai safe în zilele noastre, dar te induce într-o eroare. E o anumită păcăleală de nuanță, în sensul că tu nu vizualizezi efectiv banii pe care îi dai. Nu mai ai control asupra lor. Metoda asta vine să rezolve aceste probleme. Este desigur și testată de foarte multe generații și are rezultate cu adevărat. În sensul că s-a dovedit clar că poate aduce, poate salva până la 35% din venitul tău. Ai vrut vreodată să strângi bani pentru o excursie în Europa, o mașină nouă sau ceva măreț pe care nu ți-l poți permite dintr-o dată? Atunci știi că banii au o putere magică de a dispărea peste noapte, chiar dacă mâine este ziua salariului. Se pare că japonezii știu secretul de a-i face să stea în portofel mai mult timp și chiar să se înmulțească acolo. Metoda Kakibu de a-ți menaja banii devine din ce în ce mai populară în toată lumea, deși este foarte veche. De ce să-i asculți pe japonezi? Foarte simplu. Cu 100 de ani în urmă, Japonia a fost o țară agricolă tradițională. Deloc asemănător cu ceea ce știm noi acum. Fără roboți, cum au reușit să devină cea mai pricepută țară la tehnologie, cu o economie dezvoltată și unul din cele mai înalte standarde de a trăi din lume. Unul dintre motive este buna competență financiară a japonezilor. Sunt experți în finanțe personale. Ei folosesc această metodă, Kakibu, ceea ce înseamnă că nu cumpără un articol inutil și reușesc să economisească până la 35% din venitul lor. Sună bine, nu? Atunci ia notițe. Kakibu se traduce în registru de buget al gospodăriei. E un caiet unde pui pe hârtie venitul și cheltuielile, practic. Cu mult înainte să apară aplicațiile financiare de azi și tabelele digitale, japonezii au avut un sistem de a-și scrie bugetul. Și încă funcționează și azi. Ideea acestei unelte e de a monitoriza cât de mult câștigi și cheltuiești în detaliu. Scopul său final este să-ți mărească economisirile. Pare simplu? Chiar este. Fără aplicații, fără tehnologie, fără calcule complicate. Fumiko Chiba explică prin cartea sa Kakibo, arta japoneză de a economisi bani, eficiența acestei metode. Kakibo a apărut în anul 1904 și a devenit mai populară datorită primei femei jurnaliste de naționalitate japoneză, Hani Motoko, care a vândut metoda unei largi audiențe. Chiba a spus că deși Japonia este încă o țară tradițională în multe feluri, Kakibo a oferit femeilor puterea de a avea control asupra deciziilor financiare. Duzine de cărți, reviste și articole sunt publicate anual în Japonia despre această metodă. Fanii știu că menajarea bugetului ajută în economisirea banilor. În loc să te gândești la lucruri pe care nu ți le poți permite, mai bine să te gândești la ceea ce e important și pe care merită să-ți cheltuiești banii. Kakibo este bazată pe patru mari întrebări principale. Câți bani ai? Cât de mult vrei să economisești? Cât de mult cheltuiești? Și cum poți să faci lucrurile mai bune? Ca să întocmești această metodă, vei avea nevoie de două caiete, unul mare și unul mic. Poți cumpăra jurnale speciale Kakibu, dar orice caiet e bun până la urmă. Vei folosi caietul mare pentru a scrie venitul tău și pentru a plănui economisirile și cheltuielile. Iar pe cel mic, îl vei purta cu tine peste tot pentru a înregistra cheltuielile în timp real, fără a uita niciun bănuț. Să folosești caietul mic e ușor, doar scrii o notiță de fiecare dată când cheltuiești ceva. Poți să organizezi caietul mare cum dorești, dar trebuie să incluzi următorul aspect, un plan lunar de venit. Poate fi realizat ca un tabel sau o listă de scopuri. Va trebui să înregistrezi toți banii pe care îi primești ca și venit, plata în avans, salariu, returnarea datoriilor, banii pe care îi primești când vinzi un laptop la mâna a doua, etc.
La începutul lunii, scrii în tabel venitul de care ești sigur că îl vei primi. Poți adăuga notițe pentru banii suplimentari în culori diferite sau cu litere mari. Un plan de economisire lunar. Scrii câți bani vrei să pui în pușculiță sau în contul de economii. E foarte important să te decizi asupra acestei sume înainte să începi să plănuiești cheltuielile. Un plan de cheltuieli lunar. Aici scrii cheltuielile uzuale, facturi, chirie, telefonie mobilă și internet, bani care îți rămân după ce ai dedus cheltuielile de bază și suma pe care vrei să o economisești se împart în patru categorii. Cheltuielile pentru viața de zi cu zi, mâncare, produse de curățenie, haine, medicamente, combustibil, abonamente, etc., divertisment, distracția va fi și ea înregistrată deoarece aceasta ar putea fi gaura neagră care îți mănâncă toți banii. Divertismentul include și ieșirile cu prietenii, filmele, călătoriile scurte, restaurantele, cosmeticele, hainele, poate de care n-ai nevoie. Ai putea să te împotrivești faptului că o persoană nu poate supraviețui fără încă un ruș sau 5 perechi de blugi, dar că Kibo nu are milă. De aceea funcționează atât de bine. Categoria finală este altele. Este pentru orice altceva care nu a fost menționat în ultimele trei categorii. Depinde de tine câți bani aloci fiecarei categorii. Dacă plănuiești înțelept, nu va fi greu să stai în limitele impuse în fiecare lună. La sfârșitul fiecarei luni, vei analiza dacă ai reușit să respecti planul și să economisești sau dacă ai cheltuit bani în plus. Îți va permite să întocmești un buget mai exact pentru luna viitoare și să vezi ce cheltuieli trebuie corectate. Chiar dacă nu ai un plan mare să economisești mult, vei vedea unde se duc majoritatea banilor. De exemplu, s-ar putea să cheltuiești prea mulți bani pe mâncare. Cum să cheltuiești mai puțin? În loc să mănânci prânzul la restaurant sau să comanzi prin Glovo, ar trebui să te gândești să faci de mâncare acasă, de exemplu. Jumătate din satisfacție dispare atunci când trebuie să-ți înregistrezi plățile. Dacă ai în plan ceva măreț și deja conduci o mașină nouă în visele tale, aici sunt niște sfaturi care te vor putea ajuta foarte mult. Numărul 1. Seara, pune tot mărunțișul de prin buzunare într-o pușculiță. Ceea ce pare un pumn de monede va deveni o sumă solidă la sfârșitul lunii. 2. Pune toate datoriile returnate într-o pușculiță. De fapt, acestea nu se pot considera venit. Doar primești înapoi banii care ți-au fost luați înainte. Până la urmă ai reușit să trăiești fără ei în tot acest timp. Numărul 3. Când schimbi banii, pune o sumă mică în pușculiță. 1-2 lei sunt suficienți. Mai târziu se vor transforma într-o sumă mai mare. Numărul 4. De fiecare dată când cumperi ceva, rotunjește suma. De exemplu, dacă ai de făcut o plată de 74 de lei, rotunjește la 80 de lei și pune restul în pușculiță. E o metodă foarte bună care te va ajuta să economisiți zilnic. Numărul 5. Pune în aplicare un sistem de pedepse. Te poți pedepsi, între ghilimele, pentru obiceiurile rele, precum evitarea sălii de sport sau cearta cu partenerul sau cu un prieten. De fiecare dată pune un leu în pușculiță. Dacă nu te motivează destul, pune 10 lei. Dar nu fi prea dur cu tine. Oricum o să beneficiezi din acest lucru. Câștigul e sigur, ori te îmbogățești, ori vei fi mai disciplinat. Numărul 6. Împarte banii pe care îi cheltuiești în fiecare lună în 4 părți. Tot ce rămâne din banii alocați pe 7 zile va merge în pușculiță. Numărul 7. Amână orice achiziție care nu e urgentă cu o lună. Dacă tot vrei să faci achiziția, după aceea atunci fă-o. Acest lucru te va salva din cumpăratul impulsiv, care poate afecta orice buget. Numărul 8. Fă mereu o listă de cumpărături când mergi la magazin. Acest sfat e de când lumea, dar mulți nu îl urmează. Fanii ca Kibo o fac și funcționează foarte bine. Acum probabil că te întreb de ce națiunea cea mai avansată în tehnologie continuă să scrie lucrurile în loc să folosească o aplicație. Fumiko Chiba spune că scrisul te face să te axezi mai bine pe scopurile financiare decât orice aparat digital. Studiile arată că ne amintim mai bine lucrurile pe care le scriem decât cele pe care le tastăm. Procesul de a scrie activează partea din creier care permite informației să ajungă direct în memorie. De asta e foarte important să aveți cele două carnețele menționate la începutul clipului. Așa că te sfătuiesc să încerci măcar această metodă. Măcar pentru o lună. Vezi ce se întâmplă. Vezi dacă rămâi cu niște bani pe care poți să investești în educația ta. În tine, sub orice formă. Dacă ți-a plăcut, lasă un like și dă un share. Pe data viitoare!